Sunt acasă la Laurențiu, în localitatea Lunici, în județul Dâmbovița. El, din păcate, suferă de cancer pe creier și este în atenția noastră a Asociației Speranță pentru România de un an de zile. A trecut prin mai multe operații pe creier, iar lângă mine este și mama lui și sunt astăzi aici să vă mulțumim împreună pentru fiecare donație făcută pe site-ul Speranță pentru România pentru Laurențiu. Cu ajutorul donațiilor dumneavoastră, până în momentul de față, am reușit să-i cumpărăm casa în care suntem în momentul de față. Această căsuță a fost cumpărată cu ajutorul donațiilor dumneavoastră pentru că familia nu avea o casă a ei. Este o familie foarte, foarte modestă. Părinții lui Laurențiu, atât mama cât și tata, nu știu carte. Tata lucrează cu ziua prin localitate, mama era acasă cu copiii și în mod special în ultimii 3 ani de zile cu Laurențiu, pentru că a fost diagnosticat cu cancer de 3 ani de zile. Dragilor, pe lângă această casă cumpărată cu ajutorul donațiilor dumneavoastră, am reușit să-l ajutăm și cu restul de costuri personale pe care le-am acoperit, cheltuieli personale aferente bolii atât din spital cât și acasă. De multe ori am cumpărat alimentele de care avea nevoie, tratamentul de care avea nevoie, chiar și lemne de foc pentru iarna care acum trece au fost cumpărate cu ajutorul donațiilor dumneavoastră. Pe această cale vă mulțumim pentru că ați fost alături de Laurențiu. Fără dumneavoastră, viața lui ar fi fost cu siguranță mai grea din cauza resurselor financiare foarte modeste pe care le are familia. Și acum aș vrea să o rog pe mama lui Laurențiu să transmit un mesaj de mulțumire pentru toți donatorii și o confirmare că donațiile strânse au ajuns la destinație. Noi vă mulțumim foarte mult la toți donatorii care ne-ați ajutat. Deci toți bănuții care au ajuns la noi a fost, de câte ori am avut nevoie de bani, banii au fost la noi pentru mâncare, pentru tratament, Pampers, pentru Pampers, totul casa asta. Casa care am cumpărat-o, tot dăm partea la toți donatorii. Noi vă mulțumim, nu avem cuvinte să vă mulțumim la toți donatorii care ne-ați ajutat și care ne ajutați în continuare. Dacă nu sunteți dumneavoastră, noi ne descurcăm foarte greu. Dumnezeu să vă răsplătească fiecare donație și fiecare rugăciune pentru Laurențiu.